mulțumirea salariilor și pentru cei de ucidatorii care sunt de așa nouă. Dar nemulțumirea mea care este acum, colegii noștri la Consiliul Județean nu sunt alături de noi. Pentru că nu mi se pare normal că într-o situație în care suntem toți, să nu vină și colegii noștri de aici de alături, din domnul Țurcanul de ideologii sindicat, care dumnealui nu știu ce-o crezut, de ce nu vine cu noi, dar totuși pentru mine este o mare semn întrebare. Nu, doamne, să știți că nu toată lumea este un mulțumit de acolo, pentru că sunt și salarii care sunt mici și sunt cu o grilă mai înainte ca noi, mai în față ca noi. Ideea pentru noi astăzi este că totuși ne-am unit taxele și impozitele și toți colegii, sunt colegi care aveau rate, efectiv au rate pentru case, au venit, pierd o zi de salarizare și să mulțumim că totuși la nivel național au început să facă ceva pentru funcționari. Sunt pregătiți colegii dumneavoastră să facă grevă generală dacă... Da, da. Sunt pregătiți toți să facă grevă generală. Ce salariu aveți dumneavoastră și după câți ani de muncă? Eu după 30 de ani, 28 de ani muncă, am 10.400.000, poți vorbi și cu surașul dacă vreți. La ce compartiment? Eu sunt la responsabil cu salubrizarea pe municipiul Botoșani. Arătă cum uitați cu surașul meu, că vreți să-l pozați, nu-i nicio problemă. Da?